Marian Oprian, document exploziv, cum ar fi încercat Victor Ponta să le bage la pucerie. Președintele CJ Vrancea, Marian Oprian, prezintă o serie de documente prin care arată ce fostul premier Victor Ponta a cerut secretariatului general al guvernului pe care îl conducea să facă apel și să susțin solicitarea DNA prin care solicita o închisoare cu executare pentru Marian Oprian. Ieri am făcut o afirmație, azi am pus la dispoziția tuturor dovada ce prim-ministrul Victor Ponta a vrut să mă bage în pucerie. L-am întrebat pe Victor Ponta cu o fals prietenie, mi-a spus ce nu el este de vin, acțiunea a fost făcut de subordonai din guvern, feretina sa. Am întrebat secretarul general al guvernului, mi-a spus ce Victor Ponta, prim-ministru al României, a dat ordinul acesta, a spus Marian Oprian. Oprian explică ce dacă Victor Ponta nu l-ar fi atacat public, nu ar fi atacat colegii din PSD, nu ar fi făcut acest gest de a face publice documentele. După DINA BPN, am declarat ce fostul prim-ministru Victor Ponta a vrut să mă bage în pucerie. Vă rog să consultați apelul formulat abuziv în dosarul 271/231/2010 de către Secretariatul General al Guvernului, instituție care nu era parte în dosarul dintre mine și DNA, care, chiar fără a avea această calitate, cere instanței de judecat să admită apelul DNA și să desfineze sentința penală numărul. ...140/0605.2015 pronunat de judectoria Cluj-Napoca în dosarul numărul 271/231/2010 prin care eram achitat. Da, Victor Ponta a vrut să mă bage în pus subliniere cerie, iar apelul introdus în cauză în 2015 de către guvernul condus de Victor Ponta este dovada cea mai clară a celor afirmate de mine. A să-mi ajute Dumnezeu, anunc opri sublinierea într-un comunicat care însoce subliniere de documentul citat.